La mijlocul acestei luni a intrat în vigoare Ordinul Autorității Naționale Veterinare privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. Astfel, toți proprietarii de câini de companie au obligația să-și microcipeze animalele. Microciparea reprezintă implantarea unui chip sub pielea patrupedului. Microcipul ajută la eficientizarea sistemului de evidență a câinilor cu stăpân. Dispozitivul va cuprinde o mică bază de date cu privire la numele stăpânului, adresa și istoricul sănătății animalului. De asemenea, legea mai prevede faptul că pentru fiecare câine identificat și înregistrat să fie eliberat un carnet de sănătate cu serie unică înscrisă de registrul de evidență a câinilor cu stăpân. A intrat în vigoare de la 15 martie 2014 și se va încheia, asta este termenul limită, la 1 ianuarie 2015. Toți cetățenii care sunt deținători de câini sunt obligați acum să microcipeze, microciparea însemnând implantarea unui mic chip care identifică animalul ca atare. Lucrul ăsta este deosebit pentru că în felul ăsta se poate crea o evidență clară a animalelor care sunt cu stăpân și a animalelor care sunt fără stăpân. Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme legislative, doctorii Direcției Sanitar Veterinare Giurgiu au demarat o acțiune de verificare a tuturor cabinetelor veterinare autorizate pentru a vedea dacă acestea dispun de logistica necesară. Au verificat la o mare parte din colegi, acțiunea este începută, nu cu mult succes, pentru că și persoanele deținătoare de animale încă nu au accelerat situația aceasta. Microciparea animalelor se poate face până la cel târziu la 1 ianuarie 2015. Cei ce nu vor respecta normele prevăzute de lege riscă amenzi de până la 3.000 de lei.